Deci, eu propun să vedem știrea Vran și după aceea să o comentăm exact. Da, da. Conferința pentru luna martie a Academiei Petru Tocănel a fost poate una din cele mai interesante desfășurate în ultimii ani, în sensul că a abordat o chestiune socială dramatică legată de traficul de ființe umane. Prezența la Roman a Ianei Matei, figură legendară a militantismului civic, președinta Researching Out Pitești, a dat o greutate maximă conferinței, care a început cu un moment artistic emoționant interpretat de elevii clasei a doua de la Colegiul Național Roman Vodă, moment dedicat mamei. Omagiu femeii iubite. Spre tine, ființă iubită, se îndreaptă astăzi gândurile noastre, pentru că tu ești răsăritul nostru, tu ești emoția vieții. În tine se adună înțelepciunea lumii și farmecul unui apus de soare. Tu zidești bucuria vieții noastre, tu faci copilăria fericită, tu aduci pe pământ liniștea. Ce e bine și ce e rău, de la tine învață oamenii. La mulți ani, mami! Tema aleasă pentru luna martie este una din problemele sociale de mare actualitate, ținând cont de faptul că afectează o categorie numeroasă de persoane vulnerabile din punct de vedere social, victime ale unui flagel mondial din ce în ce mai greu de stopat. Demnitatea este un deziderat pentru orice persoană. La ea aspirăm cu toții. Trăim într-un mediu cultural marcat irreversibil de valori profund creștine. Creștinismul propune valori ale egalității dintre bărbați și femeie, dar mai presus de orice propune legea iubirii, a respectului și a toleranței. Flagelul traficului de persoane în scopuri economice este pedepsit de lege. Însă, vă invit să reflectăm împreună la degradarea persoanei victima traficului prin opoziție cu demnitatea la care am fost chemați de a fi frați între noi și de copii ai lui Dumnezeu. Pentru a ajunge la acest deziderat, cu toții suntem responsabili de a crea un climat sănătos în familiile noastre, dar și în societate. Aici este motorul schimbării. De aici putem începe munca noastră de a nu fi simpli actori, dar cetățeni implicați, cărora le pasă de calitatea vieții și de demnitatea la care au fost chemați. Am intrat în contact cu victimele traficului și nu știu câți dintre noastre știu despre trafic. În general, oamenii când vorbesc despre trafic se gândesc la prostituție. Sunt rețele, cel puțin în 98, 2000, până în 2007. Aveam rețele foarte bine organizate și Moldova, din nefericire, este o zonă foarte sensibilă la traficul de persoane. Eu cred că sărăcia este un factor și, într-adevăr, traficul în toată lumea asta, că numai noi suntem, să zic așa, afectați. Traficul se întâmplă din țările sărace în țările bogate. Dar se întâmplă așa pentru că traficanții au nevoie de bani, ei sunt oameni de business și se orientează în funcție de venit. Și atunci mută fetele acolo unde e venitul mai mare. Țin minte că am făcut prin 2001. M-au chemat la Academia de Poliție să le vorbesc polițiștilor din punct de vedere psihologic, background-ul victimei, psihologia victimei, ca să înțeleagă, pentru că vor lucra cu victimele. Nu vă zic ce atitudine au avut. Că sunt toate niște stricate. Că n-ar trebui, că nu există, le forțează cineva. Mai bine moare. Ar trebui să ducă să spele WC-uri. La faza asta am realizat că nu sunt destule WC-uri în România pentru câte fete amărâte sunt. Și am întrebat, dar chiar vreți să le ajutați? Construiți WC-uri atunci, măcar să aibă ce face. Până la urmă am găsit un numitor comun și am început să discutăm, dar știu care este impresia în general a oamenilor despre aceste fete. Știu că mecanismul nostru de apărare ne împinge să blamăm întotdeauna victima, pentru că dacă conștientizăm faptul că e victima, ne doare atât de tare încât ar trebui să facem ceva și din comoditate zicem, nu e chiar așa, trebuie să fie altfel.
Este normal, este din punct de vedere psihologic, ceea ce facem este normal, dar eu am venit să vă dau trezirea. Am ajuns în rețeaua băieților cu care ea se întâlnea, bineînțeles că trebuia să-mi dau un cont cu un nume atrăgător, astfel încât să fiu captată de respectivele domnișoare, pentru că ea era una din actrițele liceului, adică nu era singură. M-am crucit. În două săptămâni mi-am dat seama că pierd firul, am anunțat ce era de anunțat și în mai puțin de două luni s-a rezolvat cazul, adică fata a fost scoasă, dusă la consiliat, au reușit în final să o aducă pe linia de plutire, să o pună pe șine. Acțiunile Ianei Matei au continuat în cursul zilei de astăzi, în mai multe licee din Roman, în întâlnirile acesteia cu liceenii, încercând să conștientizeze marele pericol de a cădea pradă traficului de ființe umane. Ce crezi? Va reuși societatea noastră românească să facă ceva ca să stopeze acest trafic de persoane, această ființă micuță care cu o inconștiență dusă aproape de nebunie sau postat în fața mașinii traficanților cu riscul de a fi omorât acolo, acea ființă care a adoptat două fetițe, care acum au ajuns și le-a crescut, au 13 ani fetițele acelea, dintre aceste persoane amărâte, va reuși să schimbe mentalitatea în România? Dacă ar fi mai multe ca ea, mai mult ca sigur că da. Dar așa, vezi, aici e un domeniu în care se câștigă foarte mulți bani și foarte ușor. Vorba aia, nu faci mare lucru. Dar să știi, cei care se ocupă de așa ceva și de regulă, tot ceea ce se trafichează merge în prostituție, sunt extraordinar de bine organizați și câștigă atât de bine încât ei își permit și trimit un lot de fete într-o țară străină, într-o localitate, cu un bărbat care le supraveghează, așa zisul pește. Ei bine, având defecțiuni pe parcurs, s-a întâmplat că au mai fost și defecțiuni, ei își permit să mai plătească încă cel puțin doi supraveghetori secreți care să-l supravegheze pe pește și pe fete. Toți ăștia au apartamente cumpărate, mobilate, au mașini. Vă dați seama cam ce bani are patronul astfel ce de m-a impresionat, de mine m-a impresionat descrierea unui târg, ca exact ca târgul de animale în Iugoslavia, în care erau suite fetele, cea mai mică la vârsta de 9 ani, o dramă, o tragedie. S-a suite, dezbrăcate și prețăluite precum vitele la vânzare. După aia traumele lor, schingiuirea fizică la modul arse, umilite, bătute și frica acestora, frica foarte greu spune Iana că reușește să extragă din sistem asemenea ființe îmbătrânite prematur. Da. Deci fetițe la 13-14 ani ajunse la vârsta majoratului arată că la 30-40 de ani. Și sunt traumatizate pe viață, adică nu putem să ne închipuim că o fată din aceea care a trăit ce a trăit ar mai putea fi o ființă fericită vreodată, oricum sau o urmărească. Mamă bună, sau da, chiar dacă are calități de mamă, dar trecutul ăla o să o urmărească toată viața. O să fie suficient o amintire și iar o să... Nu, este deci, ceva mult prea traumatizant ca să fie permis. Din păcate, corupție este peste tot, da? Și corupție este și în polițiile statelor din jur și în sistemele lor juridice. Toată lumea arată cu degetul spre noi, pentru că noi și ne-am învățat să stăm. Și spunea această tendință de stigmatizare a victimei, asta e mare dramă. Da, e... Deci însăși familiile, asta povestea, deci familiile respective, mama, tată, când, dacă reușea ea să mai scoată câte una de acolo și cerea cooperarea familiei niciodată. Da, pentru că familia încearcă, pe de-o parte, încearcă rușinea, uite fata noastră, ce zice lumea, deci și câteodată rușinea întrece sentimentul patern sau matern, dar mai e și alt aspect, sunt
unele, multe din fetele astea provin din familii nu foarte onorabile și care s-au bucurat la niște bani trimiși de ea. Și iată, scoțându-o din sistem, cine le mai trimite de acum euro din Italia? E și asta. E foarte complicat, e foarte dureros. Deci o chestiune foarte... Hai să ne întoarcem la chestiunile locale. Dar nu, spune-mi, te rog, dacă ai fost cu doamna Matei, ea s-a întâlnit și cu niște elevi de... Da, s-a întâlnit a doua zi la liceul numărul 2, tot pentru același, pentru conștientizarea. Adică eram curios care a fost reacția acolo de acolo. Acolo a fost colega mea, Silvia, dar se pare că acești copii, fie că iau, că nu-și dau seama de dimensiunea dramei, fie că iau așa, hai, ne-am mai adunat acolo și să ne vorbească despre ceva, oricum nu știu efectul final a unei este asemenea. Din păcate, marea majoritate a elevilor de astăzi sunt caracterizați de o imensă superficialitate. Cum necum material ei o duc bine, fie că părinții sunt plecați în străinătate sau vreun frate, vreo soră, nu par să fie interesați să facă ceva cu viața lor, să ajungă ceva, să aibă o meserie, să producă. Nu mai vorbim nu aici toți, de... Nu vorbim de excepție, de la Olimpiade. Deci, anul ăsta Roman Vodă a dat lovitura. Cu excepția ăstora, copiilor ăștia, restul sunt... Apropo, dacă ai adus discuția la sistemul de învățământ și asta ne spunea domnul primar că s-a întâlnit cu doamna ministru Andonescu la minister, dar nu ne-a spus cam despre ce au discutat, că a venit la Asociația Municipiilor. Ce ar fi putut să le promită? Nu știu, din ce am văzut, subiectul cu școlile profesionale s-a cam aplanat cumva. Mai era ce? S-a aplanat în sensul că este nevoie de școli profesionale, dar nu așa abrupt cum vrea doamna ministru să facă. Da. Știe cât sunt dispuși dintre acești copii care, așa cum spuneai, să-și au schimbat mentalitatea. Doamna ministru se bazează pe sistemul dual, adică pe sistemul în care și agenții economici vor contribui la acest învățământ. Da, agenții economici contribuie, dar știe experiența domnul Balcan. Domnul Balcan a finanțat cel puțin două rânduri de școli profesionale duale la Ion Enescu de la Brad și când aceștia au absolvit, l-au salutat din mers și au spus bye-bye. Deci și cu banii luat și cu fără muncitor rămas. Am scris acum 3 ani un reportaj în 3 pagini despre școlile profesionale. Și m-am îngrozit. Deci am găsit un atelier de confecții metalice care, foarte interesant, deci făcea sudură în argon. Era atelierul la care vin majoritatea basculantelor din aluminiu, alea de 20 de tone care transportă cereale. Vin aici să le sudeze. Niște tehnologii deosebite. Nu, e un particular. Un particular. Și mi-a spus așa, domnul Irinca, de 4 ani am contract cu liceul Vasile Saf. Au fost N serii. N-am găsit unul singur interesat de ce fac eu aici. Le-am arătat, uite să-ți arăt o sudură. Lasă, domnule, butonau telefonul. Da, așa. Zic, și bun, dar e de admirare că vin. Zice, vin pentru că alminte pierd aia 200 de lei bursa profesională. Deci nici aia zice domnul Balcan că nu-i mai tentează. Că, în condițiile am fost care la Casa Romașcan pentru clasele profesionale de ospătari și același lucru mi-au spus și cei de acolo. Mi-am încercat să-i atragem, să le spunem, bă, o să faceți petrecere acasă la voi. Bun, dansă, băutură, faceți și un grătar, hai să vă arăt o rețetă. Bun. Nu mai avem să vedem și a doua știre, dar știm amândoi despre ce este vorba, pentru că știrea cu desființarea gradului de urgență a spitalului, lucru pe care l-am reluat și noi azi în discuția cu domnul primar la conferința de presă, tot la întrebarea mea. De ce și cine are interesul să pornească undeva un master plan din 2015 din birou, să-l facă cu cifre din burtă care nu corespund cu astea, să scradă gradul unui spital ca Romanul cu 10% mai puțin? În condițiile în care Corina Crețu este cred că a 5-a oară când le spune
Fraților, spitalele alea regionale, cereți odată bani pentru ele. Înțeleg că pentru unele nici măcar plan, în proiectul de prefezabilitate. Hai că poate o să dea Neamțu exemplu de primul spital de la Roman, deci toată lumea zice că rămâne se fece promisiunea domnului Arsenie de a... Eu aș avea, sunt mai optimistă un pic, pentru că cel puțin până la ora la care discutăm, tot ce a promis domnul Arsenie s-a realizat. Chiar dacă domnul Leoreanu i-a reproșat că a scăpat la Roman doar firimituri, adică tot rămân orgoliile dintre cei doi. Da, bine, asta nu se iartă, clar. Este un mister de ce a apărut master planul ăsta acum și bun că a apărut. Directorul economic al Spitalului Municipal de Urgențe Roman, Leonarda Chiriloae, vorbește despre eforturile conducerii unității sanitare de a împiedica Ministerul Sănătății să declasifice spitalul, lipsindu-l de categoria de spital de urgențe și transformându-l într-un spital obișnuit cu repercusiunile de rigoare. Să fim scoși acum și trecut într-un spital, doar un spital municipal care e doar o zonă de transfer sau mai mult ambulatorii și spitalizare de zi, fără a prelua această activitate de urgență, vă dați seama că tot ce înseamnă zona aceasta nu va putea beneficia de urgență. Urgența ar trebui să ajungă Bacău sau Piatra Neamț, ceea ce nu cred că este chiar în regulă. Spun acest lucru că poate anumite spitale se pretează la o redimensionare. Poate și noi putem aborda o redimensionare sau o reașezare a structurii de paturi. Un transfer poate de pe anumite specialități din acuți în cronici sau putem discuta orice. Dar cred că latura sau specialitatea de urgență nu trebuie să dispară de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. În documentația realizată de Ministerul Sănătății s-au luat în calcul date greșite legate de unul din cei mai importanți indicatori sanitari, gradul de utilizare a paturilor. Noi am pregătit memorii în acest sens, le-am și transmis deci la... Deci ei preconizează prima să desfințeze spitalul de urgență? Nu, să nu mai fie, să fie spital municipal, fără urgență. Deci urgența nu va mai fi la Roma. Păi înseamnă că se pierde și din gradul spitalului? Păi vă dați seama, nu? Se schimbă foarte multe lucruri. Eu sper să nu se ajungă acolo. Deja este într-o reanaliză, am înțeles, acest master plan. Ca să nu vă mai spun un lucru, când am identificat anumiți indicatori care au stat la baza datelor care le-am prelucrate și care au dat rezultatul acestui master plan, am avut surpriza să vedem că indicatorii nu corespund cu cei pe care noi aveam în... Noi am avut în acel master plan un indicator, indicele de utilizare al patului. Ăla a fost principalul indicator pe care a fost luat în calcul. Și s-a luat un calcul, un indice de ocupare de 75,3% la Spitalul Municipal de Urgență Roma. Când noi, raportat la DSP și în statistici, la noi aveam indicele de ocupare a patului de 68,8%, adică aproape 11% diferență. De ce? Ne-a plasat sub 60%, care ca să putem justifica. Să... Adică, au fost niște lucruri care nu au fost tocmai corecte. Nu știm de unde au luat datele. Întocmirea masterplanului pentru sănătate a fost demarată în 2015 și finalizată în 2016. Opinia oamenilor care lucrează în sistem este că o reorganizare a sănătății trebuie făcută, dar ea să respecte realitățile din teritoriu. Spitalele au primit totuși promisiuni de reanalizare a situației particulare a fiecărei unități în parte. Dar nu s-a găsit nicio minte luminată în măcar ministru. Să zică, bă, stați fraților, dar de ce ne întâlnim? Că a fost mare întâlnire la Iași, la Iași, nu? Da. Dar de ce mergem să noi să ne întâlnim acolo? Să discutăm un plan vechi de 4 ani, din care nu mai e actual, de ce să mergem acolo? Ca să se cheltuie, să se consume banul public. Ne spunea domnul dar nu e viabil, adică astăzi, cum poți da, să... Că noi cei cu timp. Cât s-a luptat președintele Tărâță în Țărâna Ușoară să reînființeze spitalul din Bicaz. Și acum tu vii și îl desfințezi, dar toată Valea Muntelui unde să duc?
Da, și îl transform din nou în centru și da, da, lipsa medicilor de familie, da, insuficiența fondurilor pentru analize, vedeam și acum dimineață, da, iată epidemia de rujeolă care iar, un, da, nu, iar, nu numai puseu, că iar, un puseu, este un virus nou. Da. Deci toate nu știu unde mergem. Concluzia emisiunii, Dan? Concluzia emisiunii este că noi o să continuăm să discutăm, să arătăm ce nu merge și ce nu e în regulă. Dar nimeni nu ne bagă în seamă. Da, și o să constatăm că nu se întâmplă nimic, pentru că nu suntem mai mulți. Eu aș trage totuși un semnal de alarmă colegilor jurnaliști. Eu zic așa, colegi jurnaliști, ia gândiți-vă ce a reușit să facă domnul Mandache. Nu? Cu un simplu gest. N-a spus ieșiți în stradă, el n-a spus asta, a spus hai să întrerupem. Deci, trebuie să ne mobilizăm. Iată că a venit un moment când românii s-au mobilizat incredibil. Noi, jurnaliștii, a trebuit să ne mobilizăm mai mult și atunci poate că și răspunsurile pe care le vom primi vor fi mai reale, mai adevărate. Nu tot după vicină, așa. Și încă o dată ideea mea, un bun jurnalist, chiar dacă trece de cealaltă parte a baricadei... Nu, aici se contează. N-are cum. Nu poți împăca și capra și varza și lupul. E limpede. Acolo ești în postura asta. N-ai cum. Da, îți mulțumesc tare mult. O emisiune, zic eu, interesantă, în care ne-am străduit, așa cum o facem de obicei, să fim obiectivi și să lămurim că nu avem decât privim cu ochiul critic al jurnalistului. Exact. Atât tot. Nu cu rea intenție, nu avem nimic cu nimeni, ci dimpotrivă. Ne dorim mai mult ca oricine, că asta e rostul nostru al jurnaliștilor, ca lucrurile să se îndrepte, exact, în societatea în care trăim. Mulțumesc, o seară bună! O seară bună!